Își propun să facă o instituție model, comodă și prietenoasă copiilor și pedagogilor. Liceul teoretic Andrei Vardic din Ialoveni este în plină reconstrucție. Vechiul edificiu va obține o nouă viață datorită proiectului Reforma Învățământului în Moldova. Finanțarea a fost oferită de Banca Mondială și are menirea să îmbunătățească condițiile de studiu în gimnaziile și liceele din țara noastră. Și deși nimănui nu-i plac vecinii zgomotoși, sunetul zilnic al burghiului și norii de praf din jurul edificiului nu sunt deloc deranjante, ba chiar bucură elevii și pedagogii liceului Andrei Vartic. Construită în anii 60 ai secolului trecut, clădirea se prăbușea literalmente. Dети, когда прыгали на втором этаже, это чувствовалось на первом, потому что потолок он играл. Поэтому надо было, нуждался вот именно вот в таком ремонте, капитальном ремонте. Lucia Stavinski este pedagog în acest liceu de 10 ani și mai bine decât alții știe în ce stare era edificiul. Profesoara consideră că au fost incredibil de norocoși să beneficieze de un astfel de sprijin din partea statului. Peretele, el tot era un pic moale. El la orice lovitură putea să se dărâm și el. În cadrul proiectului s-a pus accent pe școlile de circumscripție în care studiază peste 600 de copii. La liceul Andrei Vartic sunt 754 de elevi, dintre care aproximativ 100 provin din satele vecine. Astfel, siguranța lor a fost pusă în prim plan, iar lucrările de reconstrucție sunt monitorizate sub lupă de autorități. Suma proiectului este jur de 50 de milioane de dolari. Pentru școala din Ialoveni a fost alocat în jur de 11 milioane 600 de mii. În cadrul proiectului vor fi reparate capital două etaje, sala de sport și sălile de clasă. Lucrările de construcție au început în luna decembrie, iar elevii vor putea intra în instituția renovată la 1 septembrie. Până atunci, procesul de studii are loc într-o clădire adiacentă. Mă radă că obnovliaiță naș licei, u nas budut хороші условия. Proiectul Reforma Învățământului în Moldova este implementat în perioada 2013-2022 și presupune reparația 23 de școli din țară. 10 dintre ele au fost deja renovate.